Dragi prieteni, astăzi o să vă spun un mare secret cunoscut de toată lumea. Interesul național cu cheltuială se ține. Acest lucru se aplică deopotrivă în diplomație sau în propagandă. Este desigur nevoie de voluntari pentru apărarea interesului național, dar în mai mare măsură este nevoie și de bani. În episodul de astăzi vom vorbi despre voluntari și despre bani bine folosiți de statul român în timpul primului război mondial, aici, la Paris. În momentul în care a decis să intre în primul război mondial, România a făcut o alegere civilizațională. Adică ea a intrat de partea democrațiilor occidentale și a decis să lupte pentru destrămarea Imperiului Austro-Ungar, care cuprindea și Transilvania, locuită majoritar de români. În aceste condiții, un punct esențial în propaganda noastră de război era capitala Franței, Paris. Încă din primele luni ale războiului nostru, guvernul român a înființat la Paris un Comitet Național al Unității Românești, Comité National de l'Unité Roumain, activ din ianuarie 1917. Misiunea parlamentară a comitetului era dirijată de avocatul liberal craiovean Thomas Stelian, profesor universitar, doctor în drept al Universității din Paris și ulterior ministru de justiție la București. Se spunea despre el că vorbea limba franceză fără accent și doar română cu un accent clar oltenesc. Pentru că eram încă în epoca presei scrise, Comitetul Românesc de la Paris a editat din anul 1917 o publicație numită La Roumanie. Câțiva ziariști erau plătiți de guvern pentru a servi această propagandă în limba franceză. Constantin Mile, Constantin Banu și alți jurnaliști și-au unit eforturile pentru a servi cauza națională românească. În acest comitet au fost cooptați și unii români ce aveau să facă o frumoasă carieră în România Mare. Unul a fost diplomatul Nicolae Titulescu, viitorul ministru de externe din anii 30. Titulescu, în virtutea diplomelor obținute la Paris, era în anul 1917 membru al misiunii universitare a Comitetului Național Român. Iar unul dintre colegii săi era un alt român educat la Paris, inginerul ieșan Ermil Pangrati, cel ce avea să dea numele străzii pe care se află în Bucureștiul de azi, una dintre intrările în televiziunea română. Ca să fie clar, Comitetul Național Român de la Paris, înființat în ianuarie 1917, era menit să susțină unirea Transilvaniei cu România, inclusiv prin convingerea oamenilor politici francezi din adunarea națională, cea care se vede în spatele meu. Printre alții, pionierul aviației Traian Vuia sau poetul Octavian Goga au fost membri ai acestui comitet și, desigur, ulterior, fiecare a avut destinul său. Un comitet similar al românilor din afară s-a mai încercat și după cel de-al doilea război mondial în anul 1948, tot la Paris, apoi în alte capitale. Dar acesta este deja un alt capitol al istoriei noastre. Iar morala vecinătății noastre cu Balcanii este că, din fericire sau din nefericire, istoria nu se repetă niciodată. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.